găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Elena Parapiru, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, îl avem invitat alături de noi pe domnul Florin Păslaru, deputat al Partidului Social Democrat Galați. Bine ați venit alături de noi, domnule Păslaru. Română, bună seara. Afară se simte deja răcirea vremii și lucrul acesta ne duce cu gândul la faptul că iarăși vom avea o iarnă plină de întrebări. Va fi apă caldă la robinete? Va fi căldură în calorifere? Consiliul local ar trebui să se ocupe de lucrurile acestea și acolo se întâmplă lucruri. Da, așa este. E menirea Consiliului Local, pentru că de-aia am ales primar, viceprimar, city manager. Din câte știu, primarul municipiului Galați chiar se ocupă de lucrul ăsta. Am vorbit și cu Ionuț Puchianu, am vorbit cu Picu Roma, viceprimar, am vorbit foarte mult cu Sorin Enache, celălalt viceprimar. Vorbesc destul de des, chiar înainte de emisiune am avut o convorbire telefonică cu Marius Humelnicu, directorul general al primăriei, city managerul. Am vorbit și cu Florin Popa, ca să vă spun așa cu cine am vorbit, cu cel care are cea mai multă experiență în administrația locală din Galați și toți la unison mi-au spus, dom'le, facem eforturi, vrem să reparăm ceea ce s-a lăsat nereparat, ca să nu spun altfel, de vechea conducerea primăriei, dar toate lucrurile astea se fac în Consiliul Local, prin niște hotărâri de Consiliu. Din păcate pentru gălățeni, din păcate pentru toți gălățenii, deși cred eu că au făcut rău o parte dintre gălățeni care au ales acei consilieri locali care nu vin, domnule, nu vor să vină la ședințele de Consiliul Local, pentru că ei, cum au ajuns în Consiliul Local, în loc să se ocupe de problemele gălățenilor, ba vor o casă undeva pe nu știu ce stradă, ba au văzut pe bulevardul George Coșbuc într-un cos la o intersecție, n-aș vrea să spun cu ce stradă, au găsit un teren și îl vor ei, condiționează lucrurile astea ca să vină în Consiliul Local să voteze. Păi, oameni buni, ați fost votați de cetățeni să le reprezentați interesele. Acum, că te-a ales PNL-ul, că te-a ales PSD-ul, că te-a ales PD-ul, cine te-a mai ales? Te-a ales ca să reprezinți interesele gălățenilor. De ce nu vii la ședința de Consiliul Local? Sunt extrem, extrem de supărat. Eu încerc să vorbesc și cu consilierii din alte partide, să le spun, oameni buni, veniți la ședințe. Cum să vii la ședință, să semnezi și să pleci? Mai mult decât atât, aud, n-am vorbit cu persoanele respective, aud că ei fac un lucru perfect. Păi mă, tu îți semnezi prezența la ședința de Consiliul Local, arătând în felul ăsta că ești prezent acolo și că lucrezi în interesul gălățenilor. Tu semnezi și pleci. Răspunsul, fabulosul răspuns pe care îl dau cei care pleacă, spun, domnule, dar e normal, semnătura se face la începutul ședinței. Nu, semnătura dovedește faptul că ești acolo și că vrei să lucrezi, să amendezi anumite proiecte de lege, să faci anumite proiecte de lege, scuzați-mă, proiecte de Consiliu Local. De ce să nu lucrezi? Din cauza asta sunt probleme și cu acele hotărâri de Consiliu care trebuie date în ideea de a rezolva problema cu apă caldă, cu căldura în Galați. Ar trebui să știe gălățenii lucrul ăsta. Este cumva o strategie de a împăca și capra și varza, pentru că dacă faceți referire la consilierii Partidului Național Liberal, da, aceștia într-adevăr semnează, după care spun că nu rămân la ședință pentru că nu știu dacă este constituit legal Consiliul Local. Atunci de ce vii la ședință? Exact. Atunci de ce vii la ședință să semnezi? Vă spun de ce semnează, ca să ia banii. Păi, oameni buni, sunteți consilier local nu ca să vă luați banii, sunteți consilier local ca să lucrați în slujba gălățenilor. Ceea vin, semnez, ca după aia mă duc la caserie, dar nu s-a dus la caserie, dau telefon și spun eu sunt consilierul nu știu cine, de la nu știu ce partid, dați-mi banii, nu se poate așa ceva. Uitați-vă la consilieri, lumea poate să spună că sunt subiectiv, nu, uitați-vă la consilierii de la PSD. Sunt toți prezenți acolo, în funcție cu primarul, cu viceprimarul și ceilalți consilieri. Uitați-vă la cei care sunt lângă noi, la cei din ALDE. Sunt alături de noi. Nu se poate așa ceva. Mai mult decât atât, vin și alți consilieri care vor să facă treabă, dar primesc un telefon în timpul ședinței de consiliu să plece de acolo. Nu se poate. Consiliul Local nu este un teren de joacă al unor lideri sau unor oameni influenți din Galați care doresc avantaje materiale. Exact. Și revin la întrebarea dumneavoastră. De ce nu se rezolvă aceste probleme? Pentru că acei consilieri nu vin la ședință. Eu invit gălățenii cu riscul de a supăra primarul, invit gălățenii să vină la ședința de Consiliul Local, pentru că e ședință publică, să vadă în ce condiții se desfășoară ședința. Cine nu vine acolo? Și să fie luat de urechi. Domnule consilier, eu te-am ales, te-am votat, de ce nu vii la ședință? Într-adevăr, este o problemă, o vedem cu toții, dacă nu o văd oamenii în direct, lucrurile sunt oricum filmate și date după aceea. Da, eu mă uit la postul meu de televiziune și am văzut că dați ședințele de Consiliu Local, faceți un lucru foarte bun, pentru că eu am pus întrebările pe care le-am pus, uitându-mă la ședințele de Consiliu Local și văzând că deodată așa, în sală sunt numai jumătate din numărul total de consilieri.
Avem nevoie de activitatea consilierilor locali, orașul are nevoie, întregul oraș. După cum țara are nevoie de activitatea parlamentară, ce se întâmplă acolo, domnule Păsnar? Stimată doamnă, în Parlament ne facem treaba, chiar lucrăm. Mai mult decât atât, acum suntem, noi cei din PSD, suntem acuzați de populism, că facem legi populiste. Și că vin alegerile și din cauza asta facem legi de genul ăsta. Eu spun în felul următor. Dacă ar fi după mine, aș face alegeri, din punctul ăsta de vedere a legilor, în folosul cetățenilor care ne-au ales, că de aia ne-au trimis acolo să-i reprezentăm, aș face alegeri din an în an, ca să facem cât mai multe legi în interesul cetățenilor. Sunt proiecte de legi, de exemplu, care vizează măriri de pensii, proiecte de legi care vizează măriri de salarii. Păi noi le-am pus în discuție de 2-3 ani de zile, dar întotdeauna cei din partea dreaptă a eșichierului politic, și aici mă refer fără drept de apel la PNL, la PDL, care ne împiedicau. Acum venind alegerile, sunt și ei de acord cu noi, pentru că au și ei electoratul lor și probabil sunt întrebați acasă, în teritoriu, când merg la Galați, la Brăila, la Suceava, domnule, de ce nu votați, de exemplu, mărirea salariilor? Au venit de la guvern niște ordonanțe de urgență, OG 20 se numește, prin care se dorea ca salariile din sistemele de învățământ, de sănătate, din transporturi, din sistemul bugetar în general, să fie mărite sau să fie aduse la două salarii diferite, de exemplu două asistente medicale din două spitale diferite, să se aducă salariul celei care are mai puțin la nivelul salariului celelalte asistente. S-a făcut ordonanța. Noi am amendat-o, adică am venit cu niște modificări pentru că erau sisteme de calcul diferite și nu era foarte bine. Pentru cineva se aducea salariul, cum spuneam, la nivelul salarizării celui mai mare, pentru marea majoritate nu se aducea salariul la același nivel. Și sigur s-a supărat. Cum am aflat asta? În discuțiile cu asistenții, cu șoferii, cu profesorii, cu învățătorii. Încercăm să facem lucruri bune pentru populație. E adevărat, profităm de faptul că ne apropiem de alegeri, pentru că și cei din PNL, din PDL, îmi place mie să spun, deși zic că s-au unit acum, dar e un mare scandal acolo la ei, dar e treaba lor, e bucătăria lor, vin și ei lângă noi. Și profităm de acest lucru pentru a face legi bune, pentru că nu putem fi acuzați că facem legi pentru noi, facem legi pentru țară. Din păcate, ne întâlnim și cu, de exemplu, acum este un subiect destul de arzător, schimbarea directorilor sau, noi spunem schimbarea directorilor de la școli, ei spun în felul următor, concurs pentru ocuparea funcției de director la școală. Noi am tot o ordonanță de la guvern, vine de la domnul Cioloș. Noi nu suntem de acord cu lucrul ăsta pentru, ca să vedeți anomalie. Păi tu, guvern, care vrei să faci un lucru bun și ai fost pus acolo prin votul nostru ca să faci lucruri pentru țară, tu n-ai venit în perioada vacanței. Mai, dacă vreți, iunie, iulie, august, septembrie, să faci acest concurs. Vii acum, când a început școala și începi să faci concurs. E o prostie. Păi, dar directorul ăla care vrea să înscrie la un concurs, credeți că mai e atent la problemele administrative din școala respectivă? Sau se mai duce să facă ore? Cât mai face el, pentru că are o normă limitată ca director? Știu că oamenii au de învățat foarte multă legislație în perioada aceasta. Chiar am discutat cu cel puțin două persoane în această direcție și spuneau că, într-adevăr, este foarte mult de pregătit pentru acest examen. Păi credeți că, așa cum spuneam, directorul, mulțumesc că m-ați întrebat lucrul ăsta, directorul de școală, mai e la tine la ce se întâmplă în școală când vrea să mai fie director încă o dată? Plus, normele de aplicare a acestei ordonanțe spun așa, dacă ești director la o școală și nu te prezinți la prima, pentru că examenul este undeva până în vară, adică sunt mai multe tranșe de examen, dacă nu te prezinți la prima, eu știu, strigare, aici spunem, n-ai voie să vii la a doua. Păi poate are o problemă în școală aia. De fapt, vor să-l dea deoparte pe director. Apoi, directorul sau cel care nu e director și a venit la concurs și a picat, nu mai are voie a doua oară. Dar de unde e asta? Deci ai voie să dai un concurs atâta timp cât respecti legislația în domeniul în vigoare de câte ori vrei. Ei, de fapt, vor să-i schimbe pe oamenii noștri profesioniști, pentru că sunt oameni, noi spunem oamenii noștri, pentru că sunt oameni aleși, oameni care sunt pe competențe acolo, cu fariseii lor. Adică eu, director de școală, care sunt foarte bun, știu că sunt bun, știu și ei că sunt foarte bun, vor să mă schimbe. Dacă la școală era o problemă și eu nu m-am prezentat la examen, nu m-am voie să vin în altă dată la examen. Sau vine altcineva din societatea civilă sau vine un profesor, vrea să candideze. N-a reușit acum, din diferite motive. Are dreptul, conform legislației de bază și conform Constituției României, să candideze din nou. Nu, ei nu-l mai vor. De ce? Dau examen până când și pică pe cei competenți, până când apar lor. E vorba de clientelă politică aici. Și dacă, nu știu, n-aș vrea să fiu acuzat, sau pot să fiu acuzat de lucru, eu cred că să fac aceste concurse acum înainte de alegeri pentru a pune în funcțiile de director oameni care să fie apoi comunicatori, pentru că știm ce face profesorul sau directorul de școală. Se întâlnește cu elevii, se întâlnește cu părinții și începe să le inducă așa, domnule, ar fi bine să votați cu partea, o anumită parte a zonei politice, ceea ce nu e în regulă. Noi am contestat acest
acest gen de concurs, chiar prin vocea mea ca lider al deputaților din Parlamentul României, și am cerut ca acest concurs, dacă n-a avut loc când trebuia, să aibă loc undeva la vară. Ce atâta grabă? Nu înțeleg, adică vrem să facem un lucru de competență sau... Sunt multe anomalii care se fac de către adversarii politici și astea sunt în detrimentul românilor, este foarte rău. Vin alegerile parlamentare, noi trebuie să ieșim și să spunem, domnule, uite ce am făcut, uite ce vrem să facem în continuare. Veți vedea, în câteva zile Partidul Social Democrat va ieși cu programul de guvernare și tocmai pentru că avem ce să prezentăm, nu vom ieși cu dosarul, cu tot programul de guvernare, nu, vom ieși cu intenția noastră de a guverna pe agricultură, pe învățământ, pe cultură, pe industrii, săptămânal vom ieși cu câte cu programul pe diferite domenii pentru a putea fi citit, a putea fi răstălmăcit, a putea veni, eu știu, anumite amendamente din partea populației, adică modificări, solicitări sau îmbunătățiri. Dacă n-am fi avut un program de guvernare sănătos, probabil n-am fi prezentat totodată și am fi scăpat de el. Nu. Până în alegeri vom veni cu fiecare punct de program. Înțeleg că este un program de guvernare stabilit de fiecare specialist în parte. Da, de exemplu, eu am lucrat pe programul de guvernare pe zona de cultură și pe administrație publică locală. Alți colegi, uite, de la Brăila, colegul meu, deputatul Tudose, Mihai Tudose, a lucrat pe zona de energetică a țării, pentru că se pricepe, a fost ministru economiei, a fost ministru energiei, e un om care pricepe lucrul ăsta. Dăm atenție mare pe zona românilor din afara granițelor, domnul deputat Tâlvăr, se lucrează pe agricultură, avem un fost senator și deputat Daia, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, cu rezultate. Pentru că și în agricultură și în celelalte domenii, dacă ne uităm, suntem praf. La fonduri europene nu am luat un leu. L-am văzut pe ministrul Ghinea, deci n-am nimic cu omul ăsta, dar un ministru trebuie să fie bărberit, trebuie să poarte o cravată, e funcția care te obligă. De acord, e bine să fii îmbrăcat casual, dar nu în funcția de ministru. Acolo trebuie să, pentru că reprezinți un sector destul de fonduri europene. Am fost la Bruxelles și am văzut negocierile. Păi nu se poate, te întâlnești, am participat la negocieri. Toată lumea, erau 22 de bărbați și vreo 16 doamne, singurul fără cravată era domnul Ghinea. Nu că era fără cravată, avea și un tricou așa frumos. Deci omul venise de la aeroport, de acord, dar poți să spui o cravată. Nu se poate, pentru că omul te citește, Bruxelles te citește și când vede că nu are cu cine să negocieze, mai mult decât atât, te și scuzi. Nu se poate, la negociere trebuie să fii sigur pe tine, trebuie să fii pregătit, nu vii să te scuzi, vii să ceri pentru țară. Ei, n-avem niciun leu de la Bruxelles în acest mandat. Pe agricultură suntem la pământ, nu se primesc subvenții pe agricultură. Trec banii, uite așa trec banii pe lângă noi. Scuzați-mi expresia și a feții și a mâinii, dar nu, efectiv, asta se întâmplă. La cultură avem o ministră care a făcut o expoziție profascistă la Institutul Cultural de la New York. Nu se poate așa ceva, deci evraiești acolo. Ăsta e motivul pentru care... Dacă vreți un avantaj pentru noi, ieșim în fața cetățenilor și le explicăm ce vrem să facem, programul de guvernare, ceea ce am făcut, pentru că uitați-vă la Galați. Și senatorii și deputații chiar și-au făcut treaba. Chiar și-au făcut treaba. Ne uităm la activitatea lor politică, la întrebările puse ministrului, la interpelările adresate premierului, la proiectele de legi. La proiectele de legi, ce se întâmplă? Mai și cooperativa asta face, de exemplu, puslar un proiect de lege, hai să meargă și pe la colegi să semneze și ei. Important este ca acele proiecte de legi să se transforme în legi. Și gălățenii au vreo 30 și ceva de proiecte de legi transformate în legi. Este un lucru extraordinar. Avem parlamentari activi, nu avem parlamentari. Da, avem parlamentari activi, fără a nominaliza, pentru că toată echipa e foarte bună. Avem un contact extrem de bun la Bruxelles. Avem pe Dan Nica, europarlamentar și șef de comisie în Parlamentul European, care ne dă semnale. Măi, vedeți că se discută în Parlamentul European pe transport. Când se vine cu acea directivă, ca așa se numește, directivă europeană în Parlament, fiți pregătiți și faceți lege pe ea. Și în felul ăsta, noi avem acest statut, l-avem pe Dan Nica acolo și întotdeauna când apare o directivă europeană, noi suntem primii cei de la Galați, care în cele mai multe, că chiar mă gândeam dacă cineva ne-a luat-o înainte, nu ne-a luat-o nimeni înainte până acum, suntem primii care venim cu proiecte de lege corespunzătoare. Se sperăm că pe partea de transport chiar se va întâmpla ceva, pentru că în masterplanul de transport în Galați nu este plins cu nicio autostradă, avem un drum expres care urmează să fie realizat undeva în 2023, drum expres care ar fi cam un echivalent al drumului național, restricțiile de viteză ar fi aceleași. Eu n-aș vrea să vorbesc foarte mult pentru de lucrul ăsta, pentru că s-a vorbit deja foarte mult. Eu atâta pot să vă spun că vor fi niște surprize foarte plăcute în viitorul foarte apropiat în domeniul ăsta rutier. Ca să rămânem în zona alegerilor care urmează să se întâmple și să legăm planul local de cel național, aș vrea să ne referim puțin și la lista pe care o pregătește Partidul Social Democrat din Galați pentru Parlamentul României, următorul parlament. Dați un pic din casă, domnule Păslar.
E normal ca acest lucru să-l discute și să-l prezinte președintele partidului. Eu nu sunt de acord nici cu colegii de-ai mei care mai dau pe surse anumite lucruri. Nu e normal așa ceva. Normal este ca președintele partidului, că de-aia l-am ales, l-am făcut președinte, el să spună care este linia, care e politica de guvernare, uitați-vă la nivel central. Cel care sună clopoțelul, cel care dă prima veste, prima informație, președintele partidului, Liviu Dragnea, așa este normal. Nu că vreau sau nu vreau. Există, în toate partidele, există colegi sau adversari politic, farisei, le spun eu, care vin și dau pe surse. Cam așa ar fi să pună bine cu presa. Nu, cred că nici noastră nu apreciați. Cu siguranță vor fi nume noi, pentru că așa este normal. Linia partidului este să avem pe liste și femei și pot să vă spun că din fiecare filială din România, în fiecare județ, va avea Partidul Social Democrat, fie în Camera Deputaților, fie în Senat, cel puțin o femeie din fiecare județ. În așa fel încât vreo 25%, 30% aproape din total parlamentar, cel puțin de la noi din partid, să fie femei și tineri. Așa e normal. Ați continua să vă întâlniți cu gălățenii, domnule Păslaru? Știu că aveți discuții, dumneavoastră mi-ați spus că în fiecare săptămână stați de vorbă cu ei. Oh, da, mă întâlnesc cu gălățenii des, mă întâlnesc foarte des cu gălățenii. Dom'le, îmi place, e un fel de, nu știu, boală, nu-i cuvânt, nu-i bine spus, dar mă întâlnesc cu ei, mă duc în piață și stau până când mă trimite nevastă mea să fac cumpărături. Ei, până cumpăr ce am de cumpărat, stau de vorbă și cu cei care mă contestă și cu ceilalți. Care e primul lucru care îl afli în piață? Ei informații, ei contactul. Nu mai departe decât zilele trecute, undeva în zona liceului Cuza, care am înțeles că nu mai e liceu acum, n-aș vrea să comentăm subiectul ăsta că nu-mi face plăcere, nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat acolo, în zona aia exista un loc unde era o ghienă de gunoi. Ei, cineva și-a făcut două garaje acolo, mai mult decât atât, a și închis cu o poartă și gunoiul s-a mutat undeva la intersecția străduții care merge spre bisericuța Mavra Mol și Bălcescu. Am văzut acolo că preotul, părintele Gheorghe, a făcut un parc extrem, extrem de frumos. L-am întrebat de vreo două, trei ori, domnule, ce vrei să faci aici? Un parc pentru gălățeni și ghena aia de gunoi. Una e lângă parc, nu e bine, a doua că e pe strada Bălcescu, nu e bine și încerc acum, astăzi am fost și am discutat cu cei din primărie, am discutat cu viceprimarul, cu Sorin Enache și cu Florin Popa și am rugat să mergem acolo. Ne-am dus, am văzut și o să mutăm acea ghenă de gunoi. Deci sunt o grămadă de lucruri care nu sunt la locul lor în primărie, nu în primărie, în Galați. Iar cei din primărie trebuie să înțeleagă, trebuie să lucreze și să facă lucruri bune pentru gălățeni. Și fac, domnule, cei din executiv fac. Și am să spun de câte ori e nevoie. Primar, viceprimar, city manager și Florin Popa, care acum este consilier, dar consilierul primarului, dar care are o vastă experiență în domeniu. Și mă bucur că echipa funcționează, mă bucur că și noi putem sta de vorbă, noi de la nivel central, mă refer la parlamentar cu ei, în așa fel încât să facem lucruri bune pentru gălățeni. Deci, am vorbit cu gălățenii și mi-au spus lucrul ăsta. Pe faleză s-a mai întâmplat încă un lucru, sunt anumite ghene de gunoi care n-au ce căuta pe acolo, că nu aruncă nimeni nici măcar un măr, cotori de măr, sunt locuri în care ar trebui reamenajate locurile astea de gunoi, sunt parcuri care trebuie făcute, sunt o grămadă de lucruri pe care le aflu din discuțiile cu gălățeni. Da, mă întâlnesc cu ei, stau des de vorbă cu ei și cu mulți gălățeni, indiferent de părerea care au despre mine, bună sau rău, mă întâlnesc cu ei. Așa în mod special, pensionarii se bazează pe dumneavoastră. Am fost opriți pe stradă să ne spună oamenii, luptă domnul Păslaru să ne mărească pensiile. Da, am auzit lucrul ăsta, am auzit și din presă, am auzit și de la alți gălățeni care erau pe stradă și îmi povesteau de întâlnirile și cu presa și cu ei între ei când discutau. Am fost în Parcul Șahiștilor, în Țiglina 1. Dom'le, prima dată, ea așa, PSD-istule, vină încoace, așa strigă după mine. Și ne întâlnim, stăm de vorbă și aduc aminte de ceea ce am făcut, nu numai eu, Lucreția Roșca, colega mea inițiatoare la vreo două, trei proiecte foarte, foarte bune, o inițiatoare, că împreună le-am făcut pentru gălățeni, pentru pensionari. Ce se întâmplă? O mai și dăm greș, adică nu întotdeauna proiectul de lege devine rege, dar dacă din 3, 4, 5 proiecte faci 2 pentru gălățeni, este foarte bine. Și am reușit aia cu grupa 1, grupa 2 de muncă, grupele speciale și o să facem în continuare lucruri pentru pensionari, pentru că din punctul meu de vedere pensionarii sunt cei care au ridicat această țară. Într-adevăr, trebuie să ne gândim și să îi tratăm cu respect. Iar Galați are mulți pensionari și atunci trebuie să avem grijă de ei. Noi ne lovim de ei, ne lovim pe ei, pe stradă, ne lovim pe faleze, ne lovim în piață, ne lovim la cinematograf, peste tot. Cel puțin eu mă lovesc de ei, în sensul bun al cuvântului.
După cum ne întâlnim periodic și cu medicii, și ei au nevoie de salarii. Medicii sunt puțin mai vocali așa, și medicii și profesorii, dar au dreptate. Deci stai și spui, noi românii ne punem viața în mâinile medicilor. De ce? De ce sunt spitalele pline? Pentru că ar fi mulți bolnavi, dar și pentru că avem încredere în ei. De exemplu, eu n-am fost niciodată și vă dați seama că am avut posibilitatea să mă duc în străinătate să mă tratez. Niciodată, dar niciodată nu am fost la un spital de străinătate. Am avut câteva probleme de sănătate și le-am făcut la Galați, în primul rând, sau la București, dacă eram la București. Eu am încredere în medicii români și medicii români mi-au demonstrat că sunt foarte buni profesioniști. Și atunci trebuie ajutați. Sunt și foarte mulți români care trăiesc în afara granițelor țării și care vin pentru tratament în România, pentru că, într-adevăr, au încredere în oamenii de aici, în profesioniștii din România. Bravo lor, felicitări! Deci nu uita că ești român, așa trebuie. Și apropo de nu uita că ești român, vreau să vă spun că eu sunt un patriot născut. Adică, ce să vă spun, dacă se cântă imnul într-o competiție sportivă sau cu altă ocazie și sunt acasă, eu mă ridic după fotoliu sau din pat și cântim. Asta sunt. Foarte puțină lume crede lucrul ăsta. Asta sunt, asta fac. În adunări publice, îl cânt, nu-mi e rușine, este imnul României. Am fost la Strasburg săptămâna trecută împreună cu președintele Camerei Deputaților, cu domnul Florin Iordache, și am reprezentat România la întâlnirea președinților de camere și a liderilor de grupuri parlamentare. Și îmi pare rău că nu v-am pus la dispoziție fotografiile. Era delegația României și, în general, să spun, la delegațiuni de urmanii. Și atunci, ori te ridici în picioare, ori discret apleci capul, e un fel de mulțumire că te-au prezentat. Și în față era o pancardă cu România. E, în momentul în care s-a strigat România, am luat pancarda și am ridicat-o. O să vă pun la dispoziție fotografia și vreau să vă spun că, sincer, nu știu, puteam să mă gândesc că e un gest deplasat. Ce faci, puslarule, na? Vreau să vă spun că toată sala, efectiv toată sala a aplaudat. Era secretarul general ONU acolo, erau premieri din vreo 20 și ceva de țări din Uniunea Europeană, erau președinții de parlamente și lucrul ăsta m-a bucurat foarte mult. Bine, și pe Facebook am văzut că a devenit viral fotografia cu mine, pusă de cineva de la Strasburg, după care preluată de colegi. Da, nu mi-e rușine să spun că sunt român, că sunt patriot, că așa e normal. Dar nu numai vocal să fim din punctul ăsta de vedere, adică numai cu gura. Hai să facem și lucruri bune pentru România. Să încurajăm medici, să încurajăm profesorii să rămână în țară, să le dăm salarii. Asta facem acum. Sunt proiecte de legi care sunt acum pe agenda noastră a Camerei Deputaților. Ați fost prezent la Bruxelles, consilieri locali PSD sunt prezenți la ședințe. Lucrurile acestea trebuie, într-adevăr, să ne dea de gândit și să le dea de gândit și celor care nu fac același lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Păslaru. Vreau să vă mai spun un lucru, iertați-mă că vă întrerup, se apropie campania electorală și eu aș vrea să le spun gălățenilor care se uită la postul dumneavoastră televiziune și care ne urmăresc pe noi să fie foarte atenți pe cine aleg, să fie foarte atenți la activitatea pe care am avut-o noi ca parlamentari, pentru că noi de-aia am fost trimiși acolo să-i reprezentăm. Și dacă i-am reprezentat bine, să vină la vot și să voteze ce trebuie. Chiar să ne voteze pe noi. Dacă nu i-am reprezentat bine, să ne șteargă după listă, pentru că nu merităm să mergem acolo. Deci să fim foarte atenți pe cine votăm, pentru că urmează 4 ani extrem, extrem de importanți pentru România. Avem de reflectat și avem de privit atent în urmă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, repet. Vă mai așteptăm alături de noi, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!